Aveam alte planuri pentru emisiunea de astăzi, dar s-a întâmplat ceva recent ce merită măcar ceva comentariu. Ceva ce s-ar putea spune că a început cu asta. Tehnologie veche, veche de vreo 150 de ani, cred, cam de atunci a fost folosit pentru prima oară, ochelari 3D, banal, două canale de culoare, roșu, cian, în esență folosit pentru a bloca o anumită culoare, în așa fel încât să se vadă două imagini suprapuse, diferit de ambii ochi. În așa fel se face un efect cât de cât 3D și în unele cazuri funcționează, dar predominant cam omoară tot ce înseamnă culoare. Până acum vreo 10 ani, cam asta era metoda principală prin care erau redate filmele în 3D, fiindcă nu prea aveam altceva. De atunci a apărut polarizare 3D cu ochelarii ăia, fie activ, fie pasiv, cu cadre trimise alternativ pe ecran, nu știu exact cum funcționează în detaliu, dar cam asta este ideea. Iar apoi a apărut o chestie mult mai interesantă, nu doar pentru a reda imagini 3D, imagini 3D nimic, nu imagini 3D, ci realitate virtuală. Realitate virtuală cum vedeam în toate cele filme vechi de 20-30 de ani, cu pui ochelari pe cap și toate ești într-o altă lume, de parcă ai fi acolo, totul palpabil, nu chiar palpabil, dar vizibil, din orice unghi. Asta era Oculus Rift. Asta promitea și, tehnologic, asta a livrat. Oculus nu este o minciună, nu este un vis care nu poate fi atins, nu, este ceva palpabil, existent, funcțional, care este pe drumul de a ajunge pe piață, ceva ce va fi realitate. Doar că a intervenit ceva complet neașteptat. Facebook. A intervenit Facebook cumva în toate astea. Mă așteptam la Google, mă așteptam la Microsoft. Eram destul de sigur că pe undeva pe acolo să vină Sony ca să le combine cu proiectul Morpheus. Până și Valve era o opțiune, Gabe având foarte mulți bani. Dar nu Facebook. Niciodată Facebook, nici măcar nu era în ecuație. Dacă nu știți, Facebook a anunțat acum o zi, două, că a cumpărat Oculus, compania care face Oculus Rift, pentru cam 2 miliarde de dolari. O sumă imensă. Trebuie ceva context pentru asta. Facebook are o grămadă de bani. Bani destui cât să cumpere o aplicație de trimis SMS-uri sau de fapt, un Messenger, o aplicație gen Yahoo Messenger pentru... Trebuie ca să-mi trag sufletul pentru că suma este complet ridicolă și complet ridicolă. 19 miliarde de dolari. Deci... E o sumă complet ridicolă. Oculus Rift, în schimb, e ceva care e chiar o revoluție, e ceva nou, ceva inedit. 2 miliarde. Nu e tocmai chiar atât de mult, dar totuși 2 miliarde sunt mulți bani. Aceștia sunt împărțiți cam 400 de milioane bani gheață și restul 1,6 miliarde în acțiuni Facebook. Așa că în cazul în care Facebook merge... N-or să rămână decât cu vreo 400 de milioane, ceva ce e totuși destul pentru Oculus Rift. Luați în considerare. A fost finanțat prin Kickstarter acum ceva vreme, strângând suma mică de numai 2 milioane și jumătate de dolari, în comparație cu cele 400 de milioane bani gheață pe care au primit acum. Pe lângă acești bani, ei mai aveau câteva zeci de milioane, în jur de 70 spre 100 de la diversi investitori care au văzut în Oculus Rift, în companie, în dispozitiv, viitorul. Asta tot e nimic pe lângă ce le-a dat Facebook, ceva ce le va permite ca să dezvolte mai departe tehnologia, să o facă mai bună, mai rafinată și să o vândă mai ieftin. Vor putea vinde produsul final la un cost mai mic în total, față de ce ar fi putut pe cont propriu, fiindcă nu trebuie să scoată un profit la fel de mare acum din produsul final, din varianta destinată pieței. Nu când au Facebook în spate cu o groază de bani.
Așa că poate fi văzut ca un lucru bun, chiar foarte bun, pentru că inevitabil Oculus trebuiau să fie cumpărați, urmau să fie cumpărați, garanta cineva i-a cumpărat, dar din nou, nu Facebook, nu, e un șoc, e ceva imprevizibil, ceva ce a venit de nicăieri, absolut nicăieri, în trei zile doar au finalizat această afacere, de nicăieri, complet de nicăieri. Și dacă este un lucru bun, atunci de ce lumea este atât de supărată? Păi, pentru că e Facebook. Facebook, deci Facebook. Ce vor face cu el? Vor face Oculus Face Rift? Asta e pentru tine, Zapa. Sau vor face Oculus Face Palm? Cine știe? Nu știm. Asta este problema. Facebook nu este o companie hardware. Dar dacă este o companie software, Facebook este mai mult o companie care cumpără alte companii pentru a le prelua demografica, cum a făcut cu WhatsApp, care avea vreo câteva sute de milioane spre miliarde, cred, de utilizatori. Facebook nu prea creează decât mai mulți utilizatori, atât. De obicei monetizează ceea ce au deja, utilizatori. În cazul în care vă întrebați cum se face că serviciile precum Facebook sunt gratuite, păi e simplu. Voi sunteți bunul pe care îl vând. Datele voastre, mai exact, sunt vândute altor părți, sunt folosite pentru reclame, sunt date mai departe unor corporații care fac ce vor cu ele sau, ocazional, unor agenții de spionaj. Deci, în acest caz, Facebook poate că nu o face tocmai cu toată voința, aparent, fiind servere nu tocmai de Facebook, în Facebook, puse acolo de NSA pentru a spiona. Oamenii ăștia acum controlează Oculus Rift, așa că vă puteți imagina ce coșmar orwellian s-ar putea să apară, dar, fără exagerări, să mergem pe calea mai rațională. De ce este lumea foarte dezamăgită de Facebook, pe lângă faptul că habar n-avem nimic despre ei? În cazul lui Notch, care și-a retras suportul pentru Oculus Rift în Minecraft, cel oficial, adică, a fost ideea că nu-i place Facebook, nu-i place cum operează compania, modul în care nu fac altceva decât să cumpere alte companii și cam atât. Adică nu sunt o companie care să facă inovație în vreun fel, nu produc nimic, nu scot produse, nu-i nici măcar ca Google. Google, oricât de imperiu malefic o fi devenit, tot mai face chestii interesante, face Google Maps, Google Globe, Google Earth, sau cum îi spune, face acele barje misterioase care sunt parcate în câteva porturi și parcă pline cu chestii aproape de parcă ar vrea să, eu știu, construiască roboți pe ele și să facă asta în ape internaționale ca să nu aibă probleme cu legea. Mai este și faza cu Google Fiber în care pun pur și simplu fibră optică gratuit peste tot, fiindcă este util pentru ei să avem mai mulți clienți pe viitor. Facebook nu face așa ceva. Facebook doar stă. Stă pe un munte mare de bani. Cam asta este motivul pentru care oameni ca Notch nu sunt tocmai comozi cu Facebook. Asta și iarăși nu știm care sunt intențiile lor. Știm care au spus că sunt intențiile lor, dar între ce spui și ce vrei cu adevărat sau ce face diferență mare, spre exemplu, Electronic Arts avea cele mai bune intenții atunci când a cumpărat Origin. Origin a murit în chinuri. Electronic Arts a avut cele mai bune intenții când a luat Westwood. Westwood a murit în chinuri. Pentru că procesul de transformare a studioului de la unul independent la unul parte din Electronic Arts a cam distrus orice fel de cultură avea acel studio, metodele de producție a distrus cam totul. Au promis că nu vor păți cei de la Oculus ceva similar, că au cumpărat nu studioul, nu tehnologia, ci oamenii. Ceva ce sună și mai creepy acum când te gândești la asta. Obiectivul lor este să lanseze mai întâi Oculus Rift ca un produs pentru jocuri. Asta este prioritatea, asta, cu asta vor începe. Dar dincolo de asta vor să facă din Oculus un dispozitiv de sine stătător care va fi în esență platforma de mâine. Pentru ei platforma de azi este mobilul, tableta, chestii din astea, poate smartwatch-ul. Dar viitorul va fi VR. Cam toată lumea știe asta, iar Facebook s-au băgat acum la bază, cum ar veni, cu elementul principal, produsul principal, Rift.
Ce înseamnă asta pe termen lung? Că vor să transforme Rift în ceva gen un dispozitiv pe care să-l aibă toată lumea, pe care îl pot folosi pentru a interacționa în moduri noi cu mass media sau cu lumea din jur. Au dat exemple destul de bunicele și interesante, cum ar fi să particip la un match folosind Oculus Rift, fără să fii practic acolo. Desigur, pentru asta avea nevoie și de camere panoramice puse cam peste tot, dar cu MSA la bord asta nu va fi o problemă. Ceea ce promite Facebook este perfect ok. Ceea ce au făcut până acum este perfect ok. Au dat o căruță de bani producătorului ca să termine Oculus Rift-ul. Perfect! Însă este această îndoială severă că pe termen lung se vor transforma într-o entitate semi-pseudo-malefică ce în esență va cam ruina această inovație. Este o posibilitate destul de mare că se va întâmpla asta. Nu chiar mare, dar există, pentru că iarăși Facebook n-a făcut nimic până acum. Ăsta este elementul important de care se leagă producătorii. Acum, cei care nu sunt producători, eu, tu, noi, voi, de ce suntem instinctiv dezamăgiți de această decizie? De ce ne simțim de parcă am fi fost trădați, chiar dacă nici măcar n-am susținut prin Kickstarter proiectul? Pentru că ne simțim de parcă ne-ar fi fost răpit viitorul. Nu viitorul, dar, sau nici răpit, dar preluat, înșfăcat de alții. Ceva la care noi am participat, măcar cu sprijinul nostru, acum este în proprietatea unei companii masive cu fonduri imense, care pe cont propriu nici nu s-ar fi gândit să facă așa ceva. Ceva ce a început ca munca unui vizionar, a unui grup de oameni dedicați realizării unui vis și finanțat de oameni de rând care vroiau un astfel de vis, acum a devenit doar o parte dintr-o companie imensă care nu are vise. Ne simțim de parcă acel lucru pe care noi am ajutat să-l clădim prin cel mai mic lucru posibil a fost luat. Și acum nu mai sprijini acel lucru, nu mai poți, fiindcă acel lucru nu mai există, nu mai este al tău, nu mai este acea entitate independentă făcută pe cont propriu din munca, din sudoarea frunții omului de rând. Este acum o parte dintr-o corporație imensă care nu prea dă 2 lei pe ce ai făcut tu până acum pentru acel produs. Nu pe ce ai dat pe Kickstarter, nu pe sprijin, nu pe reclamă, nu pe nimic, fiindcă poți să facă ei toate astea fără sprijinul tău, fără niciun fel de efort. La ce resurse au? De aici vine partea de dezamăgire, de sentiment de trădare. Nu mai este ceva făcut de popor pentru popor, nu mai este revoluția gândită de un om de rând și clădit cu banii semenilor săi. Este proprietatea unei corporații masive cu practici de afaceri ocazional îndoielnice, care putea la fel de bine să își dezvolte propria tehnologie, doar că n-au avut niciun fel intenție de a face asta până când n-au văzut că avea succes, avea prindere la public și vroiau și ei o parte din mălai. Mălaiul viitor, adică, fiindcă deocamdată ei au dat mălaiul, deși practic mălaiul în viitor vei fi tu. Este un sentiment oribil și psihologic, era de înțeles să-și facă apariția, însă nu este un lucru complet rău, e chiar bun pentru Oculus, deși într-un fel parcă acea transformare care spuneau că nu se va întâmpla a companiei a început deja să se producă, fiindcă CEO-ul de la Oculus, Brendan Iribe, deja a început să folosească termeni precum Oculus este ceva magic, ce va uni oamenii în moduri magice. Magic e un cuvânt de marketing folosit de obicei pentru a descrie chestii care în practică nu prea funcționează, dar Oculus funcționează, Rift este palpabil, tangibil, există, așa că e că a început deja acea transformare. Important este că având sprijin complet de la Facebook, Oculus Rift va deveni o realitate mult mai sigură, mult mai palpabilă, mult mai devreme poate decât ne așteptam. Iar asta e grozav pentru toată lumea. Chiar dacă trebuie să ne obișnuim cu ideea că acum John Carmack este un angajat Facebook. Și oricum, priviți partea bună. Știți vreun viitor cyberpunk în care corporațiile complet paralele cu totul să nu dețină absolut totul?
E? Ce-ar fi un viitor cyberpunk fără tehnologie VR? Controlată de o corporație ce, în esență, îi știe totul despre tine deja. Urmează să vedem dacă va fi viitorul cyberpunk din Cyberpunk sau cel cu magie și dragon din Shadowrun. Prefer cel în care nu sunt mâncat de un dragon. Decât dacă este pe un Oculus Rift, atunci ar fi în regulă. Data viitoare voi face emisiunea care vreau să o fac astăzi despre lumi open world. Și cum toate sunt oribile. Până atunci, rămâneți cu bine, la revedere!